După ce în urmă cu un an premierul a fost huiduit la Târgu Jiu, acum Victor Ponta nu a mai răspuns invitației lansate de autorități de a aprinde iluminatul festiv. Acesta a preferat să dea deoparte județul care l-a trimis timp de 10 ani în Parlamentul României. Bună seara, la mulți ani Târgu Jiu, la mulți ani România, să avem un an cât mai bun și să fim mândri de noi. La mulți ani! Anul trecut a fost și dacă nu mă înșel, a participat de câțiva ani de zile și la festivitate, câteodată, uneori și la aprinderea iluminatului. În această seară, din informațiile pe care le am, nu va participa la aprinderea iluminatului ornamental. Și colegii din Senat îi iau apărarea, susținând că gorjanul adoptat nu poate sta mereu în Gorj. Sigur că nu poate să fie prezent în fiecare an în Gorj. Anul trecut, premierul a ajuns în Gorj doar de 3 ori, iar în acest an, până la începerea campaniei electorale, Victor Ponta a venit doar la început de an școlar în județul căruia îi place să-i spună acasă.